Bugetul alocat pentru dispozitivele medicale este mult mai mic față de necesar. Casa de Asigurări de Sănătate nu poate onora toate cererile. Reprezentanții instituției susțin că situația se datorează și medicilor specialiști care prescriu mult prea ușor dispozitive medicale. În ultima perioadă, fondurile alocate de către Ministerul Sănătății pentru dispozitivele medicale sunt insuficiente. Lunar, în județ, ar trebui să ajungă aproximativ 400.000 de lei, însă banii vin doar la jumătate. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate susțin de asemenea că există și un exces de zel din partea medicilor prescriptori, care eliberează pe bandă rulantă dispozitive medicale, ceea ce înseamnă costuri foarte ridicate. Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice se acordă pentru o perioadă determinată sau nedeterminată în baza prescripției eliberate de medicul de specialitate aflat în relație contractuală cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.